continuare, voi da și tine câteva zeci de lemne, voi fi scăcin, care își propun angajat să ne convinge, pe care atât eu, cât și un prieten care dorește să rămână anonim, și să vrea pe mine să citesc mărturia lui, am dovedit-o cu privire la persoana Părintele Gherasie. Și anume că preacuvioșia sa a fost dăruit, a fost înzestrat de Dumnezeu, cu anumite harisme. De fapt, cele ce urmează aticitude se apleacă în special asupra unei din ele. Asupra harismei înainte vedere. Prin această harismă înțelegând cunoașterea de mai înainte, de care vei da dovadă părintele, a dispoziției, a stării noastre duhovnicești, dar chiar și a trecutului și viitorului nostru, al celor ce mergeam la Dumnealui, și nu numai al nostru, al celor ce mergeam la Dumnealui, ci și al altă persoană pe care părintele nu ne-a întâlnit niciodată, în ochiesc. Din această perspectivă pot spune că și noi ne-am bucurat, ne-am învrednicit din un dar de la Dumnezeu. De fapt, noi ne-am bucurat mai degrabă nu atât de darul de a cunoaște pe părintele, cât de acela de a fi cunoscuți de Dumnezeu. Aș mai pomeni în introducere și toată harita părintelui pe care o veți regăsi în ceea ce urmează. E vorba de cea unei rugăciuni puternice, care punea la respect ducurile răutății. Și voi începe cu mărturia prietenului meu, care sună așa. Nopțile au fost cândva pentru mine un adevărat calvar. Adeseori, de câte două sau trei ori pe noapte, aveam coșmaruri îngrozitoare. Dar și mai rele, erau acele momente în care o mână nevăzută, parcă mă trezea din somn, oricât de liniștit aș fi dormit, pentru a vedea că în cameră nu sunt deloc singur. Odată, trezindu-mă pe loc, am simțit așa, ca un frig nefiresc și ceva foarte apăsător, chiar strigător, despre care eu cred că era o ființă conștientă, umblând întreagă cameră. Am observat apoi cum pe pereți încep să crească sumedenie de vine negre ce amenințau să înghită camera cu totul. Mă cuprinsese o groază cumplită și am început a striga deznădăjit după ajutorul lui Dumnezeu. Mărturisesc că, îndată ce am început rugăciunea, acea prezență, împreună cu toate manifestările pe care le-a adus cu sine, a început să bată în retragere, părăsind încetul cu încetul camera. Altă dată și ceva în lua chipul unei persoane, ce nu făcea altceva decât să mă fixeze cu privirea, sau chip de șerpi, ori de alte livioane coborând de pe pereți peste mine. Ceea ce m-a făcut însă să-i povestesc de acestea Părintele Gherasie, a fost o situație în care lucrurile puteau degenera. Nu știu ce m-a făcut ca de obicei să mă trezesc pentru a-mi vedea în cameră părinții, măcelărind cu topoarele pe cineva. Nu a putut să-mi dau seama pe cine, spune prietenul meu. Nu aveau nimic omenesc, păreau niște fiare cu chip de om, adevărați diavol. Loveau cu o îngrijire teribilă și cu cât sângele sărea mai mult, cu atât loveau mai tare. Am perceput apoi din partea lor că vor să treacă și la mine. Atât de real părea totul încă sărit din pat și vin să scap cu orice preț, m-am îndreptat spre partea opusă lor, adică înspre geam, ei fiind în dreptul ușii. Groaza mi-a ajuns la paroxism când, pentru că îmi tremurau foarte tare mâinile, nu puteam să deschid geam. Mărturisesc că a sări pe geam mi se părea cea mai sigură soluție. Și firește, nu era nici pe departe așa. Până la urmă l-am deschis și aș fi sărit. Însă un pân mi-a fost dat, întocmai când căutam a face loc prin deschizătura pe tervaz, cum că totul este nălucire. Și m-am dezmeticit instantaneu. Până și astăzi cred că acea vestire n-a fost din partea rațiunii mele, ci din a Sfântului Înger Păzitorul meu. Când am ajuns la Părinte, l-am întrebat. De ce mi se întâmplă toate acestea? Sunt cumva nebun? Dar Părintele m-a liniștit, spunându-mi că toate vor trece. Și apoi mi-a arătat motivul. Nu ești nebun. Cineva din ea mutau cu crimă. Nu mi-a spus cine. Probabil pentru că l-am să descoper singur mai târziu. Aproape uitasem de discuția cu Părintele Gherasie și de cele întâmplate. E drept că trecuse ceva vreme de atunci. Când tatăl meu a început, ca din senin am spune, că nu m-a putea să educa mai niciodată, căci, deși el sau fost, i-a putut totuși înapoi. Așadar, răspunsul mi era de multă vreme la îndemână, din chiar noaptea de care am vorbit. Acei cineva din neamul meu, care făcuse o crimă, erau de fapt părinții mei. Merită a fi menționat și aceea că după discuția cu părintele, atacurile demonice de care am vorbit, au început a avea la intervale de timp din ce în ce mai mari, scăzând negrei de mult și în intensitate. Astăzi avea de se mai întâmplă și foarte plăguite. Dacă se vor stinge cu totul sau nu, rămâne de văzut. Bănuiesc că există un motiv pentru care Dumnezeu le-a îngăduit. Probabil,
acela de a nu slăbi în rugăciunea pentru părinți și frățiorul, ori surioara a cărei viața a fost urmată. Ce știu totuși cu siguranță este că tot binele primit se datorează dragostei lui Dumnezeu, mijlocite de rugăciune părintele Gerasie, părinte care m-a luat în garanția lui. Așa s-a fost mărturia prietenului meu. Mulțumim foarte mult! Scrisă, și invitată la noi, unui preot catolic, dacă nu mă știu, iar cartea celebră la vremea respectivă se intitula Vindecarea arborului genealogic. Exact astfel de cazuri vă rog în atenție. Mochelet, exact. O carte extrem de punctuală, de prozaică, în ceea ce privește astfel de realități ale unor oameni care trec în astfel de momente și mă bucur că aducem astfel de sigur. Și vă rugăm să aveți, să spuneți, vă rugăm două minute și pe conținut esențial din prezentarea noastră, pentru că sunteți aici, sunteți în dumneavoastră și ați putea să vă urmați. Așa ca să nu mă simt evident. Adaug și eu că uneori se întâmpla ca părintele să-mi spună mai înainte de apocaliopsa pe care am să greșim. Și de asemenea că într-un anume context s-a întâmplat să menționeze că anumite persoane nu se vor folosi de discuții pe care cu ieșirea sa, timpul în acest din urmă caz dovedind adevărul cuvintelor sale. Apoi, doresc să amintesc și aceea că de multe ori mă plângeam Părintelui, necăjindu-mă că între membrii neamului meu există trebuie înțelegeri. Dar și că Părintele a fost categoric când mi-a spus să mă feresc că încercam într-o formă să remediez. Te faci că plouă, nu scoți o vorbă. Cred că și dumneavoastră, nu mai mie, acest fapt ar părea inițial mea la locul lui. Totuși Părintele a avut și de această dreptate, Căci de fiecare dată când încercam să le împac, neînțelegerile se aduceau. Nu m-a învățat, bineînțeles, să fiu indiferent și să apelez la rugăciune. Și ofer în continuare și o dovadă concretă că această metodă s-a dovedit una de succes nu doar în acest caz, ci și în altă. Deja de mai bine de un an o rugam pe mama să se spovedească, dar cu cât o rugam mai mult, poate să-mi vorbim mai tare. Datorită acestei situații, era inevitabil ca în cele din urmă încredere în argumentele mele, ce împăruseră mai mult decât raționale, să se cam desumă. Și să o trăiesc ca face ascultare de părintele, punându-mi mai mult încrederea Maica Domnului decât în înțelepciunea mea. În consecință, am renunțat la predic și am încercat mă rugam Micuței Domnului cu și mai mult o sârbi. La foarte puțin vreme, pe aceasta, mama s-a oprit să meargă să-l spăvedească. Acestea sunt cele pe care nu se răspund. Poate primi. Asta.